pentru reprezentanții zodiei Scorpion, octombrie 2024 este o perioadă importantă de transformare. Pe de o parte, eclipsa de soare are loc în segmentul secretelor, în casa trecutului, care arată eliberare de anumite tensiuni sau asuprirea problemelor acumulate, iar pe de altă parte, planeta Mercur, simbol al reflecției și al logicii, se mută în zodia dumneavoastră, ceea ce vă oferă mai multă claritate în gânduri, dar în același timp și dorință de a implementa planurile în secret sau doar să le lăsați doar pentru dumneavoastră. Soarele în tranzit se mută în semnul dumneavoastră în această lună. Acest lucru se petrece pe 22 octombrie. Este momentul important pentru dumneavoastră. Este începutul unui nou capitol al vieții. Sfârșitul lunii este momentul special pentru dumneavoastră. Pe de o parte, se vor forma foarte multe aspecte tensionate, iar situația poate părea extrem de tensionată sau chiar explozivă și electrizantă de la sfârșitul lunii, dar pentru dumneavoastră, din moment ce aceste aspecte intense vor fi formate de guvernatorul zodiei dumneavoastră, este ca un element nativ pe care îl percepeți ca fiind propriu, vă veți simți în largul dumneavoastră. Pe 2 octombrie are loc o eclipsă de soare complicată în casa a 12 a horoscopului. Această eclipsă vă deschide un program sau acea portiță de eliberare de povara trecutului, de iluzii și de secrete, de ceea ce considerați responsabilități, dar pe care v-a fost greu să le îndepliniți, poate. De asemenea, vă eliberați de complexe, poate de temeri, de probleme de sănătate, de sarcini și procese care sunt irelevante pentru propriul destin, poate inclusiv eliberare de obiceiuri proaste și de dependențe. Eclipsa vă provoacă să renunțați la ceea ce nu vă mai este benefic pentru viitorul dumneavoastră, creând un moment de curățare globală în viața dumneavoastră. Cu toate acestea, eclipsa se produce împreună sau în conjuncție cu luna neagră, ceea ce vă poate face acțiunile excesiv de categorice. Când faceți o mare curățenie, s-ar putea să scăpați accidental și de ceva ce veți regreta ulterior. Pe 6 octombrie, planeta Marte va fi într-un aspect tensionat cu Mercur, ceea ce afectează casele a 9-a și a 12-a din horoscop. În această zi, Marte intră în gradul în care începe bucla lui de retrogradare și veți simți că vă lipsește un fragment sau un ceva, un puzzle pentru implementarea cu succes a planului. Ar putea fi un document sau poate fi o informație, poate fi acordul sau consemțământul cuiva sau, dimpotrivă, poate fi un dezacord. Poate va exista un obstacol în calea dumneavoastră care vă împiedică să implementați acele planuri care vi le doriți, planuri în totalitate. Și nu prea acceptați, în general, jumătăți de măsură. Această zi poate reînnoi și o dispută de lungă durată cu rudele sau cu sau va trebui poate să vizitați pe cineva sau să rezolvați problemele de la distanță. Pentru unii aceasta va fi o perioadă de căutări de muncă în străinătate sau muncă temporară pentru o perioadă scurtă de timp. Tot pe 6 octombrie s-ar putea să întâmpinați tot felul de probleme sau dificultăți sau de formalități birocratice. Marte revine în acest punct al cercului zodiacal la sfârșitul lunii februarie 2025, ceea ce înseamnă că tot ce începeți, afacerile, procesele care încep la începutul acestei luni, octombrie, vor deveni din nou active la sfârșitul lunii februarie sau martie, vor trebui revizuite, martie 2025. Pe 8 octombrie, Mercur va fi într-un aspect plăcut de această dată cu planeta Jupiter, ceea ce vă impactează pozitiv casele a 8-a și a 12-a din horoscop. Este un moment de noroc pentru dumneavoastră, un punct de cotitură în chestiuni legate de documente, tranzacții, de proprietăți, de bani, de relații secrete, ascunse,
de economii sau de investiții. Dacă subiectul tratamentului este relevant pentru dumneavoastră, atunci este o zi care poate deveni un punct de cotitură, când simțiți o îmbunătățire semnificativă a vieții pe aceste segmente. În aceeași zi, pe 8 octombrie, Venus va fi în relație armonioasă cu Marte, aducând în vizor casa 1 și casa a 9 a horoscopului dumneavoastră. Venus simbolizează energia feminină, iar Marte energia masculină, iar aspectul lor armonios indică ușurința în atingerea înțelegerii reciproce cu membrii familiei sau între persoanele de sex opus. Este o zi de succes în studii, în munca intelectuală, promovarea bunurilor și serviciilor și protecția intereselor altcuiva. Aspectul este favorabil și pentru segmentul vieții personale și pentru planuri sau planificarea proiectelor de viitor. Pentru unii acest lucru aduce vești bune, în special legat de copiii adulți. Pe 13 octombrie, Mercur va fi în aspect tensionat cu Pluto, ceea ce afectează casele a 3-a și a 12-a din horoscop. Este perioadă dificilă pentru problemele legate de relații, pentru negocieri și acte. Poate exista un conflict cu o persoană care vă este apropiată, fie că e vorba de rude sau frați sau surori, fie că este vorba despre un vecin sau coleg sau altcineva. În această zi poate fi dezvăluit un secret care vă poate distruge sau afecta relația cu cineva apropiat. În această zi, pe 13 octombrie, Mercur se va muta în zodia dumneavoastră, în casa 1-a horoscopului dumneavoastră, și acest lucru vă va întări sau va face să se îmbunătățească abilitățile mentale și înțelegerea. Veți începe să înțelegeți mai bine pe ceilalți oameni și să vedeți mai bine procesele ascunse. Cu toate acestea, suspiciunea și neîncrederea față de ceilalți poate să crească. În perioada 13 octombrie, 3 noiembrie, s-ar putea să deveniți mai caustic sau să fiți mai acizi în declarații sau în cuvinte, ceea ce va aduce riscul de a intra în conflict cu cineva. În același timp, este o perioadă în care începe un nou hobby de natură intelectuală. Este benefică pentru acest lucru. Poate începeți să citiți o carte sau să învățați ceva nou. Acest tranzit mercurian indică de asemenea momentul în care vă veți gândi mai mult la propria persoană, la propriile planuri, dar încercați să le implementați în secret, să nu divulgați care sunt planurile dumneavoastră. Pe 14 octombrie, Venus va fi în aspect tensionat, în opoziție cu Uranus, care afectează casa 1 și casa a 7-a a horoscopului personal. Este vorba de axa relațiilor. Această zi poate fi instabilă din punct de vedere emoțional și tensionată. Starea de spirit se poate schimba frecvent și pot apărea tot felul de dorințe spontane și neobișnuite. Ziua poate fi plină de surprize, de informații neașteptate, de întâlniri, de recunoaștere sau circumstanțe neprevăzute legate de afacerile partenerilor cheie din viața dumneavoastră. Este un moment în care și dumneavoastră și partenerii pot să-și exprime în mod deschis adevăratele sale dorințe, fără a înfrumuseța prea mult lucrurilor sau fără prea multă diplomație, pot fi destul de acut sau abrupt exprimate și, de asemenea, se pot oferi idei neobișnuite și non-standard în această perioadă. Pe 17 octombrie va fi lună plină în Berbec, care se situează pe casa a 6-a a horoscopului. Luna plină aduce claritate și apogeu, iar casa a 6-a simbolizează procesele de muncă, de viață, de rutină și de organizare a vieții. În acest moment, unele lucruri sau lucrări în care ați fost implicați în mod regulat s-ar putea să se încheie și veți obține claritate asupra problemelor legate de condițiile de muncă sau de responsabilitățile casnice.
Poate fi vorba despre finalizarea unei faze de lucru, poate fi vorba despre sfârșitul unui proiect sau schimbări în echipă, în colegi, în colectivul de muncă. Luna plină poate dezvălui de asemenea informații despre colegii dumneavoastră și vă poate oferi o stimulare pentru a vă reorganiza sau pentru a îmbunătăți calitatea vieții și pune lucrurile în mai multă ordine, fie la locul de muncă, fie acasă. Casa a șasea este de asemenea asociată și cu sănătatea și cu stilul sau modul de viață sănătos, așa că dacă subiectul tratamentului este relevant pentru dumneavoastră, un curs de vindecare se poate încheia în această perioadă. În aceeași zi, pe 17 octombrie, Venus se mută în Săgetător, ceea ce afectează casa a doua a horoscopului, care este responsabilă de finanțe, de resurse, de venituri și de stima de sine. Tranzitul lui Venus prin casa a doua aduce o puternică dorință de a vă bucura de viață și poate contribui la venituri suplimentare, atât venituri unice, adică o sumă unică care să intre în cod, cât și o creștere a salariului în mod, într-un fel, pe termen lung sau cu regularitate. Pot apărea și noi dorințe materiale pe care vă doriți să le realizați. Poate fi vorba despre achiziții mari. Venitul suplimentar poate să vină de asemenea prin interacțiunea cu oamenii din străinătate sau poate fi asociat cu predare, cu munca intelectuală sau cu activitățile în mediul online. 22 octombrie este ziua, piatra de hotar a lunii sau punctul de cotitură al lunii octombrie. În această zi au loc mai multe evenimente astrologice deodată importante. În primul rând, soarele își schimbă semnul și se mută în casa întâi a horoscopului, care vă aduce foarte multă energie. În aceeași zi, soarele va fi într-un aspect tensionat cu Pluto, creând conflicte interne sau situații dificile. Cu toate acestea, un aspect favorabil între Mercur și Saturn, precum și între Venus și nodul nord karmic lunar, care simbolizează nodul viitorului sau direcția de dezvoltare, vă va aduce schimbări pozitive. Veți simți că situația s-a schimbat dramatic în favoarea dumneavoastră și veți putea rezolva o problemă importantă care a fost de mult amânată, poate, dar este o problemă relevantă. Aceasta poate viza documente, relocarea sau un fel de formalități legate de situațiile de birocrație în general. Poate va avea loc o conversație importantă care va clarifica situația dumneavoastră actuală. În general, această zi va aduce mai multă siguranță, atât în planurile de carieră, cât și în poziția la locul de muncă, în chestiuni legate de locul de reședință de asemenea. Este foarte important în această perioadă să fiți ghidat nu de emoții, ci de logică și de perspicacitate pentru a obține cele mai bune rezultate. Pe 28 octombrie, Marte, care reprezintă sursa de forță și de energie vitală, se află într-un aspect favorabil, norocos, cu planeta Neptun, formând o configurație astrologică foarte favorabilă zodiei dumneavoastră. Este un moment de noroc și de împlinire a speranțelor, iar acest lucru se poate manifesta într-o varietate de domenii, sub toate formele posibile, atât în chestiunile legate de copii, de creativitate, de viață personală sau chiar de călătorii sau odihnă. Această zi va aduce și evenimente care vă inspiră și oferă un sentiment de perspectivă de viitor. Pe 30 octombrie, planeta Mercur va fi în aspect tensionat, în opoziție cu planeta Uranus, care vă va afecta casa întâi și a șaptea a horoscopului. Este vorba de axa relațiilor și acest aspect va crea un mediu tensionat și foarte electrizant, care se va simți nu doar în această zi, ci și în zilele dinainte și de după. Este vorba despre o grabă sau posibilă iritabilitate, anumite amânări, întreruperi sau defecțiuni. Se pot modifica planurile. Este important în acest moment să încercați să vă controlați starea, să evitați să vă implicați în acest ritm alert general al
grabei și să vă monitorizați sistemul nervos cu mai multă precizie, de asemenea și tensiunea arterială. În această zi poate avea loc o conversație importantă, neașteptată, care va schimba natura relației voastre cu o persoană apropiată. Partenerii dumneavoastră chei pot deveni o sursă de perturbare a planurilor sau se pot comporta într-un fel imprevizibil. De asemenea, este posibilă deteriorarea sau defecțiunea ale echipamentelor și ale electronicelor, iar sfârșitul lunii octombrie va fi în general marcat de o creștere a tensiunii, întrucât Marte și Pluto, între aceste două planete, se formează o opoziție care simbolizează lupta pentru putere. Data exactă a aspectului este 3 noiembrie, dar tensiunea se va simți deja de la sfârșitul lunii octombrie. Este un aspect care reprezintă lupta pentru ceva important, care poate duce la nemulțumiri în masă, la proteste și o luptă disperată pentru putere. Cu toate acestea, pentru zodia dumneavoastră, influența acestui aspect poate fi favorabilă, pentru că ambele planete sunt guvernatori ai zodiei dumneavoastră și în ciuda evenimentelor tensionate din jur, vă veți simți încrezători, iar acest aspect va deveni un puternic stimulant pentru a vă reorganiza viața, pentru rezolvarea problemelor legate de mutare, de studii sau de achiziții majore. Acesta este un moment de mare succes în munca intelectuală și în planificarea viitorului dumneavoastră. Să aveți o lună cu spor!